Cum vezi tu jocul cu CS Universitatea Craiova de sâmbătă? Va fi un meci foarte frumos, pentru că întâlnim una din cele mai bune echipe ale campionatului. Din punctul meu de vedere, este echipa care joacă cel mai a jucat cel mai spectaculos fotbal în acest tur de campionat și nu putem decât să ne bucurăm pentru un astfel de meci. Și specialiștii vorbesc frumos despre jocul Iașului. Să ne așteptăm să fie unul dintre cele mai frumoase meciuri ale acestei ediții de campionat? Într-adevăr, în acest tur de campionat, spre surprinderea multora, am reușit să construim, am reușit să facem o echipă bună și uitați că ne-am exprimat destul de bine. Suntem la 3 puncte de zona play-off, cred că suntem într-o formă bună, chiar dacă ultimul rezultat nu ne face să fim mândri, dar meciul cu Craiova va fi cu totul altceva, pentru că vor reveni și jucătorii suspendați și accidentați și atunci eu cred că ne vom exprima altfel. Tu te simți bine? Da, mă simt bine, m-am antrenat normal, am avut această perioadă de 2 săptămâni de vacanță, în care sper eu că am profitat la maxim și așteptăm cu nerăbdare această partidă frumoasă. Pe 14 octombrie, într-o zi mare pentru Iași, are loc meciul contra Craiova. Da, într-adevăr, este un meci special, fiindcă sunt și zilele orașului, aș putea spune. Știm cu toții ce reprezintă această sărbătoare pentru Iași, pentru România, pentru creștinitate și ne dorim din tot sufletul ca noi în această zi să facem o partidă bună și să aducem bucurie pe chipul suporterilor noștri. E important și pentru tine jocul? Este foarte important pentru că astfel de meciuri mă motivează. Întotdeauna meciurile cu stadioane pline sunt momente deosebite, fiindcă una este să joci cu câteva sute de spectatori și alta este să joci cu 7-8 mii de spectatori în Copou. Cât de important este și suportul publicului? Da, în primul rând, suporterii trebuie să aibă răbdare, pentru că întâlnim o echipă foarte bună a campionatului și cred eu că ar trebui să ne susține indiferent de ceea ce se întâmplă. Eu sunt încrezător că vom face un rezultat pozitiv și ne vom bucura împreună după această partidă. Atmosfera e bună, vestiar? Atmosfera este foarte bună. În acest moment, Mister încearcă să adune grupul după ultimele două rezultate și eu cred că trebuie să lăsăm în urmă ceea ce s-a întâmplat rău și să ne gândim la lucrurile bune pe care le-am făcut și să încercăm să dăm totul pe teren în această partidă. Un mesaj către toți iubitorii fotbalului ieșan? În primul rând să aibă încredere în noi, răbdare și cu siguranță vor veni rezultate bune.